o infrângere în prima manșă, din păcate, pentru voi. Din păcate, din păcate, pentru că, na, cumva așteptările erau mari. Dar, sincer să spun, jocul m-a dezamăgit total. Da, poate putem spune la un moment dat că am avut o șansă foarte mare prin Curescu. Dar, na, am mai spus, realitatea, din păcate, asta este. Știu cu siguranță că nu asta e valoarea jucătorilor noștri. Știu cu siguranță că și-au demonstrat-o de-a lungul campionatului, că pot mult mai mult. Doar că, na, cum am mai spus, sunt momente de genul ăsta, poate de multe ori. Această zisă presiune n-a fost gestionată cum trebuie. Încă o dată, mai e o dublă mașă, mai este un meci. Sper cumva cu toții să fie învățat din acest eșec. Chiar dacă nu se întâmplă nimic, iarăși, aceeași chestie, încă o dată am spus, că am început totul. E un proiect sănătos din punctul meu de vedere, e un proiect la care toată lumea muncește din greu. Asta e meritul lor. E meritul copiilor care au jucat în acest campionat, pe acest teren zi de zi. Dar încă o dată, armele nu s-au depus. Într-adevăr, e un scor dureros în momentul de față, greu de digerat, cel puțin pentru mine și sunt convins că pe toată lumea și am văzut-o. E un scor la care nimeni nu s-a așteptat, poate. Dar le acceptam cumva și cred cumva cu tărie de caracter că am niște băieți capabili să întoarcă totul, să fie conștienți că, și cum sunt și eu, cumva lucrurile de astăzi n-au funcționat așa cum vroiam noi. Și, sâmbătă sper să văd din o altă față echipa pe care eu am văzut-o de-a lungul campionatului, echipa care a dominat adversarii, cel puțin la meciul de acasă, a dominat și afară și am nevoie de băieții care știu să-și pună caracterul la prim plan și să scoată maximul din această semifinală. Fane, au fost și proteste. Crezi că va mai avea lumea răbdare să se ia de la capăt încă o dată? Păi, știi cum e? Hai să spun o chestie. Noi când am început lucrul ăsta, toată lumea a mers pe ideea în care să încercăm să supraviețuim. Noi când am spus că acest proiect îl începem cu jucători tineri și foarte tineri, toată lumea s-a speriat. Eu, Paul, Roti, stafful tehnic, stafful administrativ, am zis că se poate. Drept dovadă, în momentul de față, astăzi, înaintea jocului, am creat cumva speranțe, am creat o nouă emulație pe care și-o dorea orașul, și-o dorea toată lumea din acest județ. Da, într-adevăr, e dureros, dar cum am mai spus-o, când începi un proiect cu jucători foarte tineri, în condițiile pe care le-am preluat după două retrograde, și o să mai fie multe de spus la sfârșitul campionatului. O să am multe de spus pentru că realitatea e cu totul alta. Noi am făcut-o cumva să pară bună și frumoasă pentru că am niște oameni minunați și oameni puternici caracterial în jurul meu, ceea ce cumva m-au făcut de multe ori să și rămân îngrenat în acest proiect. Cum ai spus-o, eu mă încred foarte mult în oamenii cu care lucrez, în jucătorii pe care îi văd zi de zi. Și încă o dată, dacă s-ar ști într-adevăr realitatea din tot ceea ce se întâmplă sau ceea ce s-a întâmplat de-a lungul timpului, inclusiv în acest sezon, cred că lumea ar înțelege cu totul altfel. Dar, încă o dată, rolul nostru e să muncim în continuare, să creăm în continuare această structură solidă, pentru că clubul a fost în ultimii ani, a fost în multe poziții, dar nu cele mai fericite. Și din păcate, cumva, am tras și noi ponoasele. Am reușit în mare parte, cred eu, am reușit o oarecare emulație, să spun, și în rândul echipei și în rândul oamenilor. Da. Încă o dată, drumul e lung și sper să, cumva, băieții, încă o dată spun, băieții să fie conștienți că, cum eu nu cedez niciodată, nici la ei nu cred că ar fi cazul. Adică, indiferent ce se întâmplă, se va relua de la toamnă din nou? Cu siguranță, pentru că știam că lucrurile nu se întâmplă peste noapte. Cum am mai zis la începuturi, a fost, nu greu, foarte greu. Ne-am asumat chestia asta. De asta țin să-i felicit pe toți,
inclusiv staff, inclusiv jucători, să-i felicit pentru tot ceea ce au realizat până acum. Dar, cum ai zis-o, ca să te bucuri de ceva, trebuie să-mi coronezi puțin toată munca asta cu un obiectiv atins. Sperăm ca, nu știu, după 3 zile să discutăm cu totul altfel, pentru că asta mi-aș dori. În momentul de față, da, și eu sunt supărat, și eu sunt cumva frustrat poate de multe ori, dar o accept. E o înfrângere, e o înfrângere pe care cumva o trăiesc din altă postură. O înfrângere pe care cumva, în momentul de față, poate mult mai greu de digerat decât atunci când eram jucător.